care participă la cursul de învățare a limbii engleze. De asemenea, scopul nostru este să îmbunătățim abilitățile lor în limba engleză și să oferim interes pentru învățarea acesteia. Aceste activități vor fi lansate online prin intermediul instrumentelor Web 2.0. Vom înregistra videoclipuri, vom face fotografii și vom crea materiale de învățare, sigle, bloguri și vom avea conferințe video, vom distribui materiale pe TwinSpace și vom disemina și vom evalua proiectul lucrând în colaborare. Apoi le vom colecta într-un site web TwinSite. Proiectele Twin sunt utile pentru societate, deoarece ne ajută să ne dezvoltăm abilitățile de comunicare atât în limba engleză cât și în limba română. Ne ajută să ne dezvoltăm cultura generală, luând contact cu copii din alte țări și cunoscând mult mai multe tradiții și obiceiuri. Proiectele Twinning folosesc atât metode noi de învățare, cât și metode clasice. Așa că noi vom ști să folosim și un calculator, dar vom ști și să scriem o compunere de 300 de pagini. Ce activități am desfășurat? Am experimentat în noi moduri de învățare. Administratorii au conectat materialele și le-au editat. Am participat la o mulțime de întâlniri online, ne-am jucat jocuri, ne-am distrat pe cinste și materialele sunt create de la aulul la C2. Am creat și logo-uri, postere, ne-am făcut prieteni noi. Am realizat proiecte pe aplicații cum ar fi Kahoot, Facebook, Webcam și am participat la multe întâlniri online cu partenerii noștri. Ne-am listat, am făcut multe poze de-a lungul activităților, videoclipuri. Subiectele sunt asemănătoare cu cele studiate la școală. Și am colaborat cu partenerii pe platformă, ne-am îmbunătățit calitățile de vorbire, ascultare și citire în limba engleză. Și de asemenea ne-a ajutat în îmbunătățirea vocabularului și la gramatică. Subiectele sunt importante și relevante chiar și pentru curriculumul nostru englezesc. Pentru o vizibilitate mai bună și o diseminare mai largă și pentru a avea un impact mai puternic, mai intens, am creat foarte multe resurse educaționale deschise, publicate pe site-uri educaționale din România, cum ar fi Divresc, iTeach, didactic, dar și pe site-uri educaționale internaționale, cum ar fi Aware Commons.